Neața tuturor! Aspectul distonant lună-Marte poate scădea calitatea muncii prestate dimineață. În schimb, piramida pe zodii de apă favorizează activitățile creative care ne activează coarda sensibilă. Pe lângă obiectivele inovative, sunt recomandate și acțiunile umanitare, leilor și vărsătorilor. Berbec, pot interveni tot felul de confuzii la serviciu. Comunicarea te poate salva din încurcăturile care se ivesc. Taur, interesează-te clar care este prețul unui produs la care tânjești de mult timp. Poate se ridică peste posibilități. Gemeni, uzează de creativitate și nu-ți fie teamă să implementezi cele mai neobișnuite metode. Vei fi la înălțime. Rac, evită deciziile care pot avea bătaie lungă. Contractele propuse pentru semnare astăzi pot avea clauze ascunse. Leu, investițiile de mare anvergură nu sunt recomandate. Te pot supune unor riscuri inutile. Fecioara, discuțiile cu partenerii de afaceri nu ajung la niciun rezultat. Amână pe mâine subiectele sensibile. Balanța, activitățile de la serviciu parcă se rezolvă de la sine de după amiază încolo. Mizează pe proiectele creative. Scorpion, la serviciu proiectele pe rol cer o abordare practică. Încearcă să te adaptezi cerințelor, obiectivelor. Săcetător, te poți simți pus la zi de către superiori. Asigură-te că nu te înșeli înainte de a cere explicații. Capricorn, ședințele, prezentările de lucrări și examenele pot experimenta obstacole. Reprogramează-le. Vărsător, știi exact ce-și doresc superiorii sau clienții de la serviciile tale. Reușești să te adaptezi cerințelor lor. Pești, asociații sau clienții îți solicită unele modificări produsului oferit de tine. Conformează-te nevoilor. Ne revedem în a doua parte a emisiunii cu horoscopul general.